Acest program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul părinților sau împreună cu familia. Coach! I want a flaming pink car! Is it hot here? Or is it just me? Hi! I'm Tom, Hairball. Tom? Ew! You're drooling on me! A cat named Tom. How unique. I'm Angela. Pierre! Sup! My friends call me, Pierre! So what brings a beautiful city kitty to these parts? Tom and Angela sitting in a tree! Kids, this is my nephew, Ginger. Nice to meet you! Well, I was on my way to a recording session when my car just burst into flames. I have to submit a song to Feline Factor before the deadline. I've never seen an engine so utterly degraded! Incredible! I'm never going to make it to the studio in time. Hey, studio, huh? 'Cause we have a recording studio. We do? Oh, we do! A top-notch facility! Allow me to give you the tour of our neighborhood, while Ben, readies the studio. Welcome to Cat's Bar Studios! Cool! Take it away, Angela. Tom, I need a little more me. That's it, baby. Yeah! When I was an itty-bitty kitty, my mama would say to me, other cats may chatter, but they don't matter. You just be who you wanna be. You're Angela, superstar. Love you just the way you are. You're Angela, superstar. Love you just the way you are. Little too much there. My insides are shaking. Shut it off! I can't. It's... Wow! You really rocked the Catsbah! I guess I'll never make it on Feline Factor after all. Actually, I recorded everything on this! Oh, thank you. Thank you, Pierre. And thank you, Tomcat. Someone call for a remote-controlled rocket pack convertible? Cool! The song's on this! I have to say, I kind of like it here. Good acoustics. Maybe we can work together again. I'd like that. Stay cool, Tomcat. Tom and Angela sitting in a tree. K-R-R-F-I-M-3! I hope she likes my remix! Well played, sir. Acest program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul părinților sau împreună cu familia. Vrei să mă sărâți? De ce stai? Eu să te sărâ pe tine? Ai mare chestie. Ai vrea să ți-ai dori? Poți să mă privești în ochi acum? Da, normal că poți să te privești. Oricând, la orice oră.
piciorul! Stai, mă, cu mâniță! Apăr! Cu mâniță! Cam dai la mine, așa. Eu? La Caterinca sau mai în serios, te cam dai la mine. Cine te-a ales? Te cam dai la mine, te cam apropii de mine, așa, da. Ți-e frică, te intimidezi? Da, Cristian. Bună dimineața. Iată, îmi face Alexandra. Dansul Alexandrei. Dansul iubire. Ce? Dansul Alexandrei. Dar eu nu am dansat. Așa. Astea. De aici de sus, brațele de sus. De aici. Doamne. De aici, așa. Da, și da. Care e problema? Cristian, dar parcă ai spus cum vrei să dansezi. Tu mai aveai un pic și aveai. Cristian, dar parcă ai spus cum vrei tu să danseze. Pe cine? Pe Alexandra. Cum gratis nu face nimic în viața asta, a? Cristian. Având în vedere că doamna Alexandra are o relație... Ceva ce este clar. Spate-ți-mă de aici. Ceartă-te. Dar de ce? Că nu vreau. Ceartă-te. Păi nu, dar aia a fost strict părerea mea. Te deranjează? Și da și nu. Hai să încercăm un pic să discutăm. Nu. Să vorbiți și voi. Da, bună dimineața tuturor. Ați venit, ați venit aici, nu vorbiți nimic. Poate am văzut. Cine nu am ce vorbi. Nu aveți? De ce nu? Pușcaico. Dacă n-aveți ce vorbi. Nu am ce vorbesc. Păi vorbea Diana, a zis că nu are ce vorbi cu cine. Eu vorbesc fără. Păi și tu ai zis că n-ai scoteți-mă din acest cadru. Vorbim, haide. Ce vrei să vorbim? Ce vrei tu? Te-a deranjat ce am spus? Nu te aud. M-auzi? M-a ce ai pățit? Da, acum da. Supărat? Am spus. Asta consider eu că ați venit să vă faceți reclamă voi. Nu am venit să-mi fac reclamă, eu una n-am venit să-mi fac reclamă. Puteam să-mi fac și acasă. Păi și atunci de ce v-ați venit aici ca să tăceți? Atâta timp cât sunt în casa asta am dreptul să păi fac părerea, înțeleg? Păi vorbește de tine, măi, femeie, nu vorbim de ea! De cine vreau eu în această casă? Dar atâta timp cât el își permite să vină să jignească pe fiecare dintre noi, îmi permit și eu să-l jignesc cu purul adevăr! Frumos, ca de azi înainte, dacă așa. Nu vrei să te fac eu cățelul Alexandrei, să termin să faci băiatul ăsta cățel, ai înțeles? Draga mea, eu spun ce vreau, la ce oră vreau. Și ce să vorbesc cu tine, mă, că-s peste tine. Ia zi, ești peste mine? Stai jos acolo. Stai jos acolo. Adevărat că Dumnezeu dă la fiecare ce trebuie. Mare! Vorba Alexandre, adevărat. Mamă, deci nu pot să cred că accept așa ceva mărare și mă... Nu mai accept că nu mă mai interesează. Dacă sunt tot atât de mulți concurenți cărora nu le pasă de părerea publicului, de ce se strofoacă să arate adevărul publicului despre anumite chestii?
Eu niciodată nu vin și aduc culeg informații de acasă să le aduc aici să văd, ai Doamne, cum e Nicos? Ce faci afară? E diferență mare între mine și tine, Nicos. Voie de mine aici ca să schimbăm locurile, nu ești tu cea măsură care trebuie să judeci, ci cei de acasă. Ca cred să ne foarte înțeleg. Mult în publicul iar tu, meu. Iar în momentul de față, tu ai pornit acest război cu mine, nu eu cu tine. Vreau să te oprești tu. Eu vreau să te oprești tu, da. Dar cine da, ești tu să te oprești tu. O să te opresc. Cine o să te opresc, da. Da. Atâta timp cât stau în această casă, toți au ieșit. Atâta timp cât stau în această casă, te opresc. Toți au ieșit.